Hai să mai ascultăm un cântec. Repede, că eu vreau muzică. Da, înainte să ascultăm cântecul ăsta, vreau să transmitem la mulți ani. Și acum să fie foarte atent domnul Leontin Buburuzan de la Beclean, pentru că îi spusesem la începutul emisiunii că a uitat pe cineva pe care el urmărește și apreciază. Și spunem la mulți ani colegului și prietenului nostru, Costel Popa, cu care asta sunt coleg și în grupul Ardelenii. Așa. N-am reușit să-l sun ieri, să-i spun la mulți ani. Ieri a fost ziua lui de naștere, dar am zis că probabil prin intermediul emisiunii să-i fac o surpriză, așa să nu s-aștepte că-l... Uite, puteam să-l sunăm, să-i facem o surpriză. Nu ne-am gândit. Dar cu siguranță în viitor o să-l avem prezent aici lângă noi, da, pe Costel. Încă o dată, Costelușule, fra, așa cum ne spunem noi doi, la mulți ani și multă fericire și să mă chemi la ospăț. Opa. Are acum o drăguță, văzut, e asta, e asta, îți spui eu sigur că nu mai scapă. Și eu când zic. Păi Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Haideți să-l ascultăm pe Costel Popa. Om ca Ardeleanu, nu-i? Pe fața pământului. Om ca și Costel, nu-i? Da. Om fain. Da. Hai să ascultăm. Ardeleanu-i Ardelean, mă, de sânge din neam în neam. Drept în faptă și-n cuvânt, mă, și cu suflet bun și blând. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, și are locul lui sub soare. Și pământul la fel, mă, binecuvântat și el. Avem codri și izvoare, călcăm aur în picioare. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Moldovean sau bănățan, mă, oltean, maramureșan, dobrogean, bucovinean, mă, toți îl cinstesc pe Ardelean. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Cine în Ardeal soprește, nu ne uită cât trăiește. În Ardeal trăiesc și eu, mă, mulțumesc lui Dumnezeu. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului.
om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Om cardeleanu nu-i pe fața pământului, e om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Da, om cardeleanu nu-i, care mâncă pită cu slănină. Da, și bea jinat și sănătos și zică așa-i. Are el o melodie foarte interesantă. Da, da, pe de asta am făcut legătura. Când o să vină la noi în studio, să-l punem să ne o cânte aia. Da.